Echipaje operative din cadrul detașamentului de pompieri Hunedoara au intervenit ieri la un accident rutier produs pe drumul județean 687 în localitatea Pestișu Mare, eveniment produs între patru autovehicule, dintre care un autotren și trei autoturisme. În evenimentul rutier au fost implicate patru persoane, iar în urma tamponării au rezultat două victime, conștiente și cooperante, care au primit îngrijiri medicale la fața locului. Cele două persoane au fost transportate la UPU Hunedoara. Un bărbat în vârstă de 35 de ani din Hunedoara, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 687 pe banda 1 din direcția Hunedoara spre Deva, nu a păstrat distanța corespunzătoare față de autoturismul care se deplasa în fața sa, fiind condus de un bărbat de 54 de ani, pe care l-a tamponat din spate și l-a proiectat într-o auto-utilitară staționată în afara părții carosabile. Totodată, după momentul impactului, autoturismul condus de bărbatul de 35 de ani a fost proiectat pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu autotrenul condus de un bărbat de 35 de ani din Hunedoara. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, a declarat comisar șef Bogdan Nițu, purtător de cuvânt al IPJ Hunedoara. La scurt timp după acest accident, un altul s-a produs în Călan, când două persoane au fost rănite în urma unei coliziuni produse între două autoturisme. Ajunse la locul evenimentului, echipajele de intervenție ale detașamentului de pompieri din Hunedoara au acționat imediat pentru descarcerarea celor două persoane, un bărbat în vârstă de 54 de ani și o femeie de 44 de ani, ambele victime fiind conștiente și cooperante. După evaluarea medicală de la fața locului, salvatorii au constatat că persoanele implicate în accident aveau fracturi la membre, dar și alte traumatisme, acestea fiind transportate la spitalul din Deva.